Am o grămadă de probleme în familie. Părinții mei s-au despărțit când aveam doar 2 ani, ceva pe acolo. Și gen, niciodată nu am simțit afecțiunea sau atenția lor. După treaba asta, tatăl meu a început să consume mult alcool. Și au apărut certuri mari în familie. Din de 8 ani, tot a ținut așa. Într-o perioadă m-am dus la mama. Mare greșeală am făcut. Pe atunci aveam 4 ani, cred. Mai exact, m-am mutat de la bloc la țară. Viața acolo era mult mai grea. Acolo luam bătaie o grămadă. Odată, din ce mi-amintesc, am fost lovit cu biciul de la cal. Și treaba nasoală e că încă țin minte toate treburile alea. Înțelegi, frate? Și na, tot felul de rahaturi s-au întâmplat. Mereu am simțit nevoia să pun capăt, să mă sinucid, dar nu am putut. Pentru că efectiv m-am gândit că nu am făcut nimic și că ar trebui să trăiesc. Și treaba asta din familie m-a afectat mult, deoarece în clasa 1 nu m-am putut înscrie, deoarece lumea știa de treaba asta. Pe la 14 ani cu un prieten, m-a luat să beau bere cu el și gen am început să beau și să mă gândesc la copilăria mea. Nu am o problemă cu oamenii care consumă alcool și nu sunt agresivi când sunt mangă, dar cei care își hărțuiesc familia îi urăsc din tot sufletul. Acum au apărut diferite probleme de sănătate pentru mine. Am probleme cu inima și efectiv simt că nu mai pot să trăiesc. Liceul e plin de comuniști infecți, nu-mi mai place să mă duc pe acolo. Acasă certuri la ordinea zilei, cam atât am avut de zis. Dacă m-ai putea ajuta cu niște sfaturi, aș aprecia. Sfatul meu numărul 1 ar fi să iei toate aceste întâmplări nefericite pe post de exemple de așa nu. Și asta este valabil pentru fiecare dintre voi care vede acest videoclip. Uite, cum de-ai spus că tatăl tău era un bețiv și devenea violent. Chestia asta ar putea să te ajute să nu ți se facă rău de la băutură la petreceri. În momentul în care ești la o petrecere și ai băut a 3-a, 4-a bere sau ai dat al 3-lea, al 4-lea shot, indiferent ce consumi tu, în momentul în care începi un pic să simți o amețeală, o durere de cap sau ți se face puțin greață, adu-ți aminte cum făcea tatăl tău cu se îmbăta și poate asta te va opri din a bea prea mult și apoi să ai vărsături sau dureri groaznice de cap sau să devii și tu violent la rândul tău. Și legat de certurile de acasă, nu poți să intervii într-o ceartă de acasă pentru că, indiferent cât de mare ești tu în vârstă și înălțime pe lângă ai tăi, ei tot te vor vedea ca pe copilul lor. Deci nu vei fi luat în serios. Te vor lua în serios, dar abia în momentul în care va fi prea târziu și probabil unul dintre ei va avea probleme tot așa grave de sănătate, cum ai spus și tu că ai. Chestia e că tot ce poți să faci este să eviți cât mai mult să stai pe acasă. Nu zic că trebuie să fugi și să dormi pe vreo bancă din parc. Dar uite, ai spus că ai locuit și la țară și la bloc. Acum nu știu unde locuiești acum. Dacă locuiești la țară, sigur ai tu un grup de 2-3 prieteni pe acolo cu care poți să-ți desfășori diferite activități. Mergeți cu bicicletele pe coclauri, poate aveți o pădure, mergeți acolo la un grătar, mie nici chiar la grătar în pădure, la o drumeție, sau poate aveți un pârâu, pentru că majoritatea satelor au un râu, un pârâu în apropierea lor. Poți să mergi, de exemplu, la pescuit. Nu te costă mai nimic să dai și tu la un băț în apă și să aștepți o zi întreagă să prinzi câțiva pești. Trebuie să cauți niște activități pe care să le desfășori în afara casei tale. Sau, dacă locuiești la oraș, ai putea să-ți dezvolți creativitatea sau să-ți descoperi un talent. Poți să faci asta și la țară, dar la oraș ai o șansă mai mare să-ți exploatezi talentul. De exemplu, uite, un sfat ce ai putea tu să faci ar fi să îți iei o chitară și să te apuci și tu să înveți să cânti la ea. Dar nu-ți lua o chitară electrică pentru că sigur ești minor și probabil singurii tăi bani sunt cei din alocație. Dacă nu-i primești nici pe aia, nu știu, încearcă și tu să te angajezi undeva, să faci tu vara un job, ceva, mai stai și tu niște bănuți, mai ai și plecat de acasă și te mai și plimbi, de exemplu, nu știu, ospătar pe la mare sau ceva de genul. Nu știu sigur nici câți ani ai și pe la ce vârste se fac angajări. Dar oricum, un sfat ar fi să cauți un talent, ceva să-ți ocupe timpul. Și cum am spus, poți să-ți iei o chitară, dai pe ea vreo 300-400 de lei, o chitară de lemn, clasică, nu electrică, că e mai scumpă. Îți iei o chitară, găsești diferite tutoriale pe YouTube să cânți la ea, dacă nu poți sau nu vrei să te duci la un profesor să te înveți el să cânți, găsești tutoriale pe YouTube cu toate melodiile posibile, există aplicații care îți arată instrumentale, există aplicații să-ți acorzi chitara cum vrei tu și poți să înveți să-ți cânți o parte din melodiile preferate destul de ușor la chitară, de exemplu cum fac eu. Mi-ai spus că în momentul în care i-ai povestit unui prieten despre necazurile tale, te-ai întristat destul de mult. Este și normal și să știi că este bine să te exteriorizezi. O greșeală foarte mare pe care mulți oameni o fac este să țină în ei toate necazurile. Chestia asta îi va măcina și va distruge în timp. Practic,
Tu dacă ții în tine toate aceste necazuri și nu reușești să te exteriorizezi, să le dai afară, ele te vor măcina pe dinăuntru, îți vor agrava problemele și vei ajunge și tu să devii un om ce necăjește pe alții. Deci, e foarte bine să-ți faci un grup mai restrâns de prieteni, dar în care să ai cea mai mare încredere și să poți să vorbești cu ei odată de două ori cât să nu-i zăpăcești de cap, să le spui ce ai pățit și ei te vor înțelege și vor încerca să te consoleze. Sau, o altă soluție, ca să poți să te mai exteriorizezi și să mai uiți de necazuri, să poți să te liniștești, sunt atâtea aplicații de, cum să spun, de socializare cu oameni random. Poți, de exemplu, să îți faci un profil pe, nu știu, nu vreau să dau acum nume de aplicații, să nu ziceți că fac reclamă. Dacă să-și diferite aplicații și poți să vorbești cu străini despre problemele tale, pentru că oarecum, știi, când vorbești cu un apropiat, ție că zice și lui unul și lui altul ce spui tu. Așa că vorbești cu un străin, nu prea ai remușcări, mai ales dacă este cineva tot așa de vârsta ta și poate are și el probleme asemănătoare. Încearcă să socializezi, pentru că asta te va ajuta. Și cum ai spus, că ai vrut să spui capăt, dar ai continuat să trăiești. Foarte bine ai făcut. Încearcă să găsești un motiv, un scop, un țel, un target pe care vrei să-l urmezi ca să te motiveze să duci această luptă cu viața cât mai departe. De exemplu, cum am spus, poate cine știe, o să-ți descoperi un talent și vei lupta pentru acel talent sau vei cunoaște pe cineva pentru care vei vrea să trăiești cât mai mult alături de ea. Legat de problemele tale de sănătate, eu nu sunt medic, dar te-aș sfătui în primul și în primul rând să te duci totuși la doctor dacă n-ai fost, pentru că nu este de glumă. În momentul în care ajungi să ai într-una palpitații sau, cum ai spus tu, că ai probleme cu inima, vezi și tu cât de grave sunt și dacă apar nu doar atunci când ești nervos. Că dacă apar doar atunci când ești nervos, încearcă cât de mult posibil să eviți situațiile în care ești nervos, stresat sau ceva de genul. Dar dacă ajungi să ai dureri, să ai palpitații, chiar și la săptămâni de când n-ai mai fost nervos, atunci te-aș sfătui totuși să te duci la doctor, pentru că nu este de joacă, mai ales că inima este cel mai important organ al corpului. Legat de liceu, da, știu, în general liceele sunt lagărele de concentrare ale copilăriilor noastre. Singura parte bună în școală, liceu și așa mai departe, este socializarea. Sigur, toți cei care ați terminat liceul, chiar dacă ați fost niște oameni destul de antisociali, v-ați făcut 1-2 prieteni cu care țineți legătura și acum. Eu, de exemplu, nu eram printre cei mai sociabili oameni și încă mai vorbesc cu 2 sau 3 colegi de prin liceu, fie de la mine din clasă sau din alte clase. Și sfatul meu este în felul următor. Încearcă să nu te mai stresezi atât de mult cu liceul. Caută să-ți faci 2-3 prieteni cu care să te înțelegi super bine. Ești la un suc, la o bere, fără alcool după școală. Sau habar n-am. Caută să-ți faci un cerc de prieteni, fie de la tine, fie din alte clase, mai mari sau mai mici, nu contează. Cea mai bună soluție împotriva depresiei este socializarea, pentru că, cum să spun, noi oamenii suntem niște ființe sociabile. De aceea omul a ajuns să se dezvolte de la un animal sălbatic la ce este acum, prin socializare, prin comunități. Așa trebuie să faceți și voi. Cum spunea Dragoș Pătraru într-un podcast, relațiile sunt cel mai bun medicament, fie relații cu amoroase sau de prietenie. Așa că încearcă să-ți faci un cerc de prieteni în care să ai încredere. Nu-i vei putea face peste noapte, dar ușor-ușor vei începe să-i faci. Dar în momentul în care începi să-ți faci prieteni noi, vreau ca tu să fii foarte atent cu ce persoane te împrietenești. Dacă sunt oameni care tot așa au avut și ei probleme de genul în copilărie și au și în continuare, există două variante. Ori sunt oameni care cu care poți să vorbești despre aceste probleme și o să vă consolați și o să, cum să spun, din aceste necazuri o să puteți lega niște relații de prietenie sau chiar mai mult de atât, foarte strânse, sau sunt oameni pe care i-a măcinat toată trauma lor din copilărie, au ținut în ei și au ajuns acum ei să-i necăjească pe alții. Deci ai grijă ce prieteni o să începi să-ți faci. Și în final, cel mai greu lucru pe care poți să-l faci este să nu mai locuiești cu niciunul dintre părinții tăi. Cum poți face asta? E bine, poți, de exemplu, să îți găsești câțiva prieteni cu care poți să pleci la muncă în altă țară după ce trece pandemia. Sau poate îți găsești o fată cu care să te muți și locuiți amândoi
stați în chirie, lucrați și așa mai departe. Sau pleci la București sau într-un oraș mare la facultate, stai la cămin, îți vezi de facultate, poate cine știe, poate te descurci bine la tocit și poți să fii bursier. Bine, asta este foarte greu. Sau reușești să găsești ceva să faci part-time. Orice ai face, încearcă să găsești activități pe care să le faci în afara casei, caută-ți un cerc de persoane cu care să poți discuta despre aceste probleme, astfel încât să te exteriorizezi și să le dai afară din tine cât de mult se poate și încearcă să reușești să nu mai stai în casă cu niciunul dintre părinții tăi. Sper că te-am putut ajuta și dacă tu, cel care vezi acest videoclip, ai și tu o problemă acasă, ceva care te macină și te frământă, fie ceva mai grav sau mai puțin grav față de ce am vorbit eu în acest episod, ai în descriere link-uri către toate aplicațiile unde mă poți contacta și o să încerc să fac un videoclip pe tematica asta să te pot ajuta cât mai repede. Mi-ați scris mai mulți după ce am postat episodul pilot pentru această serie, însă am zis să încep cu cea mai gravă problemă dintre toate și o să încep să vă răspund tuturor să vă fac videoclip cât mai repede. Oricum, cred că episodul următor va fi legat de bullying, așa că dacă și tu ai o problemă cu bullying-ul, lasă-mi un comentariu sau mesaj pe privat și o să țin cont de ce spui tu și voi face un videoclip general despre cum puteți să evitați bullying-ul și să scăpați de el. Hai, până data viitoare, aveți grijă de voi! Ciao, Liz!